Bună ziua! Astăzi facem cotlet de porc la cuptor copt în sare. Și o să avem nevoie de o formă de copt, cozonaci, hârtie de copt, o jumătate de kilogram de cotlet de porc, puțin rozmarin, 2-3 rămușoare și 1 kg de sare. O să tapetăm forma de copt cu hârtia. O să punem pe fundul tăvii o parte din sarea noastră. O să punem două bucățele de rozmarin. O să așezăm cotletul nostru și o să-l acoperim cu restul de sare și cu rozmarinul care a rămas. O să dăm la cuptor la 200 de grade, circa o oră și 20 de minute, depinde cum îl vrem. După ce s-a copt, îl scoatem și îl lăsăm să se răcească puțin. Apoi o să îndepărtăm sarea și îl putem servi cald cu orice fel de garnitură sau rece. Poate fi servit și a doua și a treia zi, păstrat la frigider. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!